Lasă-mă să-ți aud glasul. Merg cu Lucian de mânuță pe aleie de castani în floare și îl împovestește radios cum a fost ziua la grădiniță, cu cine s-a jucat și cum l-a lăudat domnișoara educatoare că a recitat frumos poezia. Îl iau în brațe, mă uit în ochișorii lui. De ce mami n-ai vrut să-mi vorbești așa până acum? Tace, mă privește tăios, apoi îi dau lacrimile. Mă trezesc brusc. Mă uit în telefon, e 3:54 de minute. Strada e pustie, castanii goi stau nemișcați în ploaie. Îl învelesc pe Lucian, îl sărut pe frunte și mă înăbuș plânsul în pernă. Dragi ascultători, versurile îi aparțin Danielei Botnaru, a cărei carte de debut, Certificat de naștere, a fost recent premiată de Fondul Literar al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Astăzi, în cadrul emisiunii Educație pentru Viață, Daniela va împărtăși cu noi o parte din frământările, dar și victoriile ei în legătură cu feciorul Lucian, care a fost diagnosticat cu tulburare de spectru autist. Daniela, bine ai venit la Radio Vocea Speranței! Mulțumesc pentru invitație! Spune-mi, te rog, de când ai început să scrii? Am început să scriu de acum un an. Acum un an? Da, datorită soțului meu, pentru că eu nu știam că am un talent în ale scrisului, dar din fericire, odată trezându-mă dimineața, zic visul meu, da, i-am spus visul și la care zice, ia scrie poezie, ia încerc să scrii. Și așa de mult m-am motivat încât am început să-mi adun toate gândurile, ideile, da, pe o foaie, în timp ce Lucian era la terapie și cel mic dormea, eu scriam. Și el m-a ajutat, el fiindu-mi și redactorul versurilor mele, iată așa a apărut cartea. Ce te-a inspirat să scrii? În primul rând m-a inspirat Lucian, dar și al doilea copilaș, trăirile mele ca mamă, emoțiile care mă copleșesc zi de zi, pentru că trăiesc o viață tumultoasă, zile cu activități prea multe, prea sunt chiar solicitată și având diverse încercări, diverse provocări, am gândit că ar fi bine ca și să scriu, să fie și un... Așa zic, un testament între ghilimele pentru copiii mei. Să rămână ceva. Cât e drept frumos. Amintire. Pentru că, nu știu, mai încerc, mai scriu, acum fac o pauză pentru că m-am epuizat așa de mai multe puncte de vedere, dar revin, nu las, vreau să scriu în continuare și... Despre ce? Despre ce mai scrii? Mi-ai spus că despre Lucian. Da, vreau să scriu despre această tulburare și... Nu pot să ofer așa multe detalii, este un proiect care... Este un proiect pe care îl așteptăm, da, și noi. Și sper să-mi reușească datorită copiilor mei și susținerii soțului meu. Uite, vorbești despre tulburarea lui Lucian. Aș vrea să te întreb, de când ți-ai dat seama că e ceva în neregulă? Pe la vârsta de 2 ani jumătate, eu credeam că el este în perioada de tantrum. Da. Da, și... Mai citeam, mai întrebam de alte mămici, majoritatea îmi ziceau că sunt crize, isterii, protestează cumva, da? Și eu, neavând experiența anterioară, credeam că este conform vârstei, da? Și apoi m-am îngrijorat că începuse să aibă niște autostimulări, o flutura din mânuțe, ceea ce mă îngrijora. Dar și vocabularul absent, nu avea cuvinte în limbaj, avea doar, spunea mama, tata și număra. Tot mă îngrijora. Nu mă lăsam dusă de ideea sau de sfaturile altora că o să vorbească mai târziu, că l-ați alintat, că e băiețel și o să reușească. Da, e timp încă. Și am acționat. Cum ai acționat? Primul lucru și care l-am făcut, am mers la neurolog. Doamna specialist ne-a recomandat să mergem la SUS Autism, având în vedere că a observat careva elemente. Și am mers acolo până aștepta rândul, pentru că este mare, sunt mulți copii, este solicitat acest centru. Am mers la doi specialiști care la fel ne-au confirmat diagnosticul. Dar am așteptat o evaluare amplă pe care ne-o puteau acorda cei de la SOS Autism. Când am mers cu copilul la diagnostic, cel mic avea vreo 3 luni de zile și datorită celui mic,
am avut parte să beneficiem de un proiect pilot, echipa mobilă. Am avut fericirea ca specialiștii să vină acasă, să se ocupe cu Lucian. Dar, într-adevăr, este binecuvântarea asta. În timp ce eu cu cel mic eram ocupată sau fie era ora somnului și asta foarte mult m-a ajutat și pe această cale le mulțumesc, că tot sunam, doamna Elena, când veniți, doamnă coordonatorul, tot așteptam că în altă parte nu am mers pentru că erau centrele peste tot supra-solicitate. Dar cumva aveam și încrederea că dacă o să aștept aici, o să fie calea cea corectă, da, pe care am ales-o. Și a venit acasă specialiști, kinetoterapeut, logoped, terapeut, care făcea... Cât de frecvent veneau acasă? Veneau zilnic veneau. Dar timp de o lună de zile a fost doar. După care am așteptat rândul ca și alții la centru și deja ne-am deplasat. Eu voiam ca mai repede să ajungă rândul lui ca să mergem la centru, pentru că am vrut să ieșim din rutina asta zilnică, din spațiu prielnic pentru copil, pentru că el acasă e în zona lui de confort și ar trebui să scot din această zonă, pentru că are și succes odată ce da, vom merge la centru și bine am făcut. Când am mers la centru, la prima ședință, întâlnire cu domnul terapeut, i-am zis că copilul este non-verbal, am mai discutat despre problemele lui Lucian. La sfârșitul terapiei, dumnealui mă întreabă, dumneavoastră ziceți că este non-verbal, la care eu răspund da. Și dânsul zice, nu, că el zice, spune cuvinte, a zis nisip, câteva culori. Eu am rămas șocată. Eu, în drum spre casă, îmi sărea inima de bucurie. Îmi imaginez doar. Pe de o parte nu credeam, pe de altă parte, uite cum i-a reușit. Și îi mulțumesc, domnului Andrei, pe această cale, că a reușit din el să scoată și asta a fost brusc. A fost așa o creștere bună. Da? Cât de important este să apelezi la un specialist. A fost omul potrivit la locul potrivit, cumva așa, și da, persoana de încredere, care mi-a inspirat, de fapt, încredere, că a mers acolo unde este bine și vom avea rezultate. Ca apoi deja a fost schimbat terapeutul, dar tot a fost bine, rezultate s-au văzut, considerabil. Și vreau să menționez că pe lângă terapii am recurs și la o altă strategie, cea de a trata organismul din interior. Și aici mă refer la o alimentație corectă. Marea majoritatea copiilor cu tulburări suferă de sindromul intestinul permeabil. Așa. Ce ar însemna aceasta? Permeabilizarea mucoasei intestinale face ca să treacă în sânge și în sistemul limfatic o serie de substanțe, printre care și proteine, perturbând astfel sistemul imunitar și produce diverse boli autoimune, printre care și alergii. Daniela, ești medic? De unde știi toate astea? Eu atât de corect utilizez terminologia. Încerc să învăț. Să învăț multe, pentru că odată ce eu voi fi informată, voi fi și înarmată cu toate lucrurile necesare ca să știu cum să abordez o situație, o problemă. Și ca să revin, permeabilizarea aceasta se întâmplă atunci când este un dezechilibru al florei microbiene din cauza utilizării antibioticilor, dar și a consumului de alimente cu gluten, care provoacă inflamația la nivelul mucoasei intestinale. Și alimentație, cum ar fi cu carbohidrații prăjiți în ulei, în grăsimi, toate astea în ansamblu dăunează copilului și, din păcate, foarte mulți părinți sunt sceptici față de aceste diete, fără gluten, fără zahăr, fără lactoză, pentru că copiii noștri sunt predispuși genetic la diverse boli. Și chiar și părintele medicinii Hipocrat zicea că toate bolile vin din intestin. Nu în zadar se zice că intestinul este al doilea creier și are legătură direct cu toate celelalte organe. Mă uimiește, Daniela! Mă bucură că, datorită doamnei neurolog,
Cumva asta a fost așa, totul a parcurs spre binele nostru. Doamna neurolog ne-a trimis un video cu un specialist care vorbește despre toate problemele astea interioare. Și atât am început să caut, să urmăresc, iată și în România este un profesor care vorbește despre diverse cauze, da, care se ciocnesc copiii. Și nu doar în general oamenii, pentru că aceste permeabilizare aceasta intestinală duce și la, și la boli cronice, care chiar și maturii se confruntă, adică și pentru nu noi știu foarte bine, pentru că să adoptăm dieta vreau asta, și să ating mai multe arii. Această dietă am aplicat-o și în cazul meu. Vreau să aduc și argumente ca părinții să creadă în ceea ce spun. Din moment ce am exclus glutenul, copilul meu, mă refer la cel mai mare. Noi la ambii am început această dietă, dar în primul rând la Lucian, el nu dormea la amiază. La ce vârstă ai început să aplici? Am început la 3 ani, da. El nu dormea la amiază, la 3 și ceva, era agitat, a dormit noaptea după miezul nopții, vă dați seama că suntem epuizați și noi ca părinți și el ca copil. Și din moment ce am exclus glutenul, definitiv, n-am folosit nici măcar produse fără gluten, pentru că el trece cumva din organism în decurs de câteva luni, chiar așa de ușor. Și a început să doarmă, a început să se îmbunătățească concentrația, memoria, atenția, pe limbaj mai multe succese, la grădiniță era bine, nu era rezervat, nu era nervos, agitat, la mai multe aspecte și îmbucurătoare pentru... Dar te-ai consultat, ai avut un specialist care te-a îndrumat sau tu din ceea ce ai ascultat? Din ceea ce am ascultat am făcut notițe. Așa. Și din fericire la acel moment venise un specialist din Ucraina care m-a putut ghida și ajuta, mi-a indicat ce analize ar mai trebui, de ulterior suplimentele necesare. Pe lângă ceea ce mi-a recomandat inițial doamna specialist, am recurs la un alt specialist de la noi. Așa. O mămică la care, ce vârstă? Iată, recent. Recent. Da, recent la o mămică care a devenit nutriționist. Așa. Și se ocupă de biomed, este un alt fel de medicină care tratează toate problemele din interior. Da. Pe lângă ceea ce ziceam anterior, excluderea glutenului, lactozei, caseinei, zahărului, aici este încă mai strict. Este Așa. O dietă mai strictă și tot aduce rezultate. Am aplicat și în cazul meu și pot să zic cu certitudine că sunt schimbări majore. Nu am cum să-mi încarc bateriile, dar dat fiind faptul că am exclus ceea ce dăunează, eu am energie, eu sunt activă, au dispărut durerile intense de cap, am energie, am adică un somn liniștit. Adică vezi că e eficient. Este eficient, da? Și nu doar în cazul copilului, pentru că orice am aplicat în cazul copiilor mei, am făcut și în cazul meu. Și un preparat, și orice. Dar ai luat preparate cu copiii, medicamente? N-ai luat? Din fericire nu mi-a recomandat niciun medic, pentru că nu a fost ceva grav, care... Și am fost împotrivă dintotdeauna ca să dau ceva. Da, de asta probabil indicații din neurolog sau de psihiatru, n-am dat niciodată. Acum nimic. O întrebare, eu cred că mulți părinți te-ar întreba, cum ai convins copilul să renunțe la anumite alimente care îi plac? Pentru că de obicei copiii mănâncă, da, dulciuri, mănâncă, da, foarte multe, chifle sau chestii. În cazul tău, cum a fost? Eu am fost disciplinată în cazul copilului meu, pentru că până la 2 ani eu nu i-am dat un gram de sare, nu am pus în mâncarea pregătită și am avut grijă să nu-i dau ciocolate, dulciuri diverse, chiar până la 2 ani. Dar de la 2 ani cam i-am permis să-și covrigi. Dar și la grădiniță să mai merge. Da, dar la grădiniță am mers deja de la 3. Cumva, între 2 și 3 ani am permis mai multe. Dar excluderea acestora n-a fost dificilă. Cumva copilul la început făcea isterie, voia pâine, voia covrigi și tot așa de fiecare dată. Nu e voie. Încercam să înlocuiesc cu un fruct, cu o legumă, deși el atunci nu mânca nici un castravete, nici o măr, așa întreg. Acum el, succesul e că noi când intrăm într-un market, el nu fuge la raftul cu biscuiți, cu ciocolate, dulciuri, dar la cel cu fructe și legume și ia singur un castravete, un ardei, că uneori n-are răbdare până acasă și așa, și cel mic.
văzând, da, luând de exemplu de la cel mare, o face și ea. Bine, când vezi, când treceți pe lângă covrigării, de exemplu, din stradă sau alte chestiuțe, ce le spui copiilor dacă cer? Atenție. Sau ei nu cer? Nu cer. Eu știu că nu au voi, poate să stea și pâinea. Adică am înțeles că ține de convingerea ta. Dacă tu ești convinsă și disciplinată, atunci copilul va prelua. Da, foarte corect. Pentru că cumva odată am dat așa, eu greș fiind la țară, nu am avut posibilitatea să cumpăr produse fără gluten și i-am permis să mănânce pâine. Catastrofă ce a urmat, catastrofă. Și am zis nu, categoric. Trebuie să, în primul rând, părintele trebuie să fie autodisciplinat. Da. Părintele, da, să-și pună niște priorități ca ulterior să aibă succese. Cum te descurci tu ca mamă? Mi-ai spus că iei energie și atât din dieta respectivă. Ce altceva te mai energizează? De unde iei resurse? Iau resurse și de la alte mămici, să zic așa. Și de la alte mămici. Da, prin comunicare. Sunt puține, sunt doar două mămici care comunic, dar rezonăm. Și ele care au o experiență mai mare, atât o mămică care... O mămică tot cu copil tulburare de spectru autist. Da, ambele mămici, una dintre care este nutriționist și ori de câte ori am nevoie apelez la dânsa cumva și mă susține psihologic. Grupșorul de sprijin. Da, este grupul de sprijin. Dar și lectura. Când uite poeziile. Da, așa mai și scris, că acum ziceam că fac și o pauză, încerc să citesc, chiar dacă m-am detașat de alt tip de lectură care pentru suflet, acum mai mult mă citesc ca să mă informez, să învăț, da, despre problemele cu care ne confruntăm noi în familie, pentru că zic noi, pentru că noi avem probleme, doar că nu le-am investigat. Și vreau să sugerez mămicilor ca să, din moment ce începe acest parcurs, da, de recuperare, să nu se bazeze doar pe terapie comportamentală, să facă copilul și kinetoterapie, și terapie ocupațională, terapie prin muzică, logopedie neapărat. Dacă este de o vârstă mai mică, logoritmică, foarte bine funcționează. Da, și să apeleze la alți specialiști, cum ar fi genetician, infecționist, alergolog, imunolog, neurolog, nu doar la psihiatru, cu majoritatea merg mai întâi la psihiatru ca cumva să liniștească, pentru că agitația asta a copilului vine din interior, folosind gluten, zahăr, da, copilul devine irascibil, agitat, are insomnie, nu este atent. Asta eu m-am convins și cu certitudine, da, în cazul ambelor copii, că funcționează și trebuie de... Nu știu, să fim mai încrezători în ceea ce ne zic alții și ne sugerează alții. Și vreau să remarc că mămicile devin mai buni specialiști ca medicii, nu să zic spre supărarea lor, că se informează, caută diverse căi și peste hotare apelează la medici, duc copiii la investigații și în România și în Germania și în alte țări, pentru că ele au nevoie ca și vor ca copilul să fie bine. Și mămicile care eu rezonez, la care am apelat peste hotare, inclusiv e specialistă fiind mamă. Uite, zici de mămici, dar tăticii, cum se implică soțul tău? Este la fel de informat ca și tine? Sau greul ăsta, partea asta ți-aparține ție mai mult? Da, partea asta mi-aparține mai mult mie, mai mult eu le informez. Decât el singur să se informeze, e cumva mai rezervat la fiice, la ce strategii, da, aplic în cazul copilului. Poate că taților le vine mai greu să accepte, să conștientizeze că copilul este diferit. Sau, dat fiind faptul că este supra-solicitat la serviciu, pentru că și toate resursele financiare, da, care am investit, tot ce am investit în copii, se datorează lui și îl lasă să-și facă munca. Pentru că mai scrie și el și are nevoie și el de timp pentru și inspirație, are nevoie și timp pentru sine. Nu vreau să-l impun, da, să fie cu mine, da, pe același cântar. Mama fiind zi de zi cu copilul și știind problema cu care se ciocnește, cum este copilul, cunoaște oricum mai multe și astfel și acționează mama mai mult. Da, Daniela, văd că te-ai implicat cu totul în rolul ăsta de mamă. Mi-a apărut o întrebare. Dacă ai fi știut că primul tău copil are acest diagnostic, ai fi planificat un al doilea copil? N-aș fi planificat un al doilea copil, pentru că
nu ca să am grijă sau îngrijorarea că ar avea și el TSA, dar ca să îi dedic mai mult timp primului copil, pentru că este nevoie de tot timpul care îl ai să îl dedici lui, pentru că ești terapie, ești logopedie și alte activități și grădiniță, du-l, ia-l acasă, că terapia nu se termină doar în centre, dar și acasă mama trebuie să ocupe copil, pentru că astfel o să fie un rezultat pe potriva așteptărilor. Dar așa a fost. Cum te descurci cu doi copii? Este deloc ușor, dar încerc să fac față și datorită celui de-al doilea copil, iată și el este o resursă de care ziceați anterior, pentru că face și mai multe lucruri decât face cel mare. Este descurcăreț. Dacă Lucian este mai pasiv, Flavian este, eu zic, păruș, hiperactiv și le știe pe toate, le face pe toate și îl mai îndeamnă și pe cel mai mare. Ce vârstă are Flavian? Are 2.5 și asta e bine. E bine când în familie, pe lângă copilul cu TSA, să fie altul tipic, ca de unde să preia anumite exemple sau și nu doar. E bine, deja se joacă împreună, că au fost cam rezervați la interacționa unul cu celălalt cel mic. Când, nu e bine când Lucian, de exemplu, se joacă prea mult cu o jucărie. Trebuie să intervii cumva să scoți din zona aceea. Și asta mic se duce, eu ia, îl zădără să se joace și asta e bine. Este bine pentru că și interacțiunea îl provoacă, da? Sau de-a prinsa ei împreună sau am învățat să se joace. Nu i-am învățat eu, pentru că în cazul lui Lucian este greu să-l învăț să se joace funcțional. Noi suntem încă la această etapă de învățare a jocului, pentru că asta este cea mai bună strategie de recuperare, pentru că copiii se joacă și la teren, se joacă și la grădiniță și peste tot. Și asta îl face ca să fie și atent, să se joace corect. Sunt niște lucruri la care trebuie să atragă atenția părintele. Da, eu mă minunez, Daniela, de ceea ce îmi povestești și de cât te cunoști. Într-adevăr, după cum spuneai, că o mamă le știe, practic, dacă vrea să o facă, le știe pe toate. Pentru că e copilul tău și ești implicat foarte mult în viața lor. Și pe lângă toate ai și o putere mai... Și ai și puterea. Chiar supranaturală. Pentru că văzând rezultate și dorind și mai mult pentru copil, tu îți aduni toată forța, toată puterea, dar și optimismul că totul va fi bine. Și n-are cum să nu fie atunci când este implicare. Dragoste, atenție, copiii noștri au nevoie de foarte multă afecțiune. Luciană, de mic, era foarte iubitor, ginga și vrea una, două să-l pupi, să le îmbrațe, să-l drăgălășești. El e foarte gingaș și trebuie să-i acorzi toate astea pentru spre binele lui. Este și o terapie aceasta, îmbrățișarea, ca mama să simtă copilul să o simtă pe mama, da? Și își face bine, funcționează. Uneori chiar mă ignora să nu-l îmbrățișez, dar eu insistam. Și acum nu mai se trezește mama, când se culcă mama. Adică și pentru tine e o resursă, de fapt, îmbrățișarea, pentru fiecare dintre noi. Da. Dar poeziile sunt o resursă pentru tine sau pur și simplu sunt niște o înșirare a gândurilor pe foaie? Este o resursă pentru mine, pentru că asta mă încarcă emoțional. Asta mă și bucură că eu pot să fac lucrul ăsta și dat fiind faptul că ceea ce trăiesc eu de zi cu zi transmit cumva emoțiile mele, trăirile mele, da? Și le aranjez pe hârtie. Eu aș vrea să mai ascult câteva poezii. Limbaj neconvențional. Copilul meu, uneori se întâmplă să nu fiu cea mai bună mamă, pentru că mereu nu mi-ajunge timp să-ți acord atenție. Că te-am hrănit cu lapte praf, fiindcă sânii mei nu aveau rod. Și e păcat să mă enervez că nu te înțeleg și tu te agiți că nu te înțeleg, iar când îți văd ochii în lacrimi, mă doare. Dorințe asumate. În primii 2 ani din viața lui Lucian, noi am suflat în lumânările de pe tortul aniversar și am rostit în gând o dorință pentru el, crezând că așa se va îndeplini mai devreme. La 3 ani, Lucian a învățat să sufle singur, dar tot noi ne rugăm pentru binele lui. Da, simt în poeziile tale atâta frământare, adică, dar în același timp și soluție. Da. Da? De aici vine resursa, probabil. Da. Eu mi-am pus, uite, asta e frământarea mea, dar soluția este următoarea. Da, și asta și îmi dă și putere și inspirație și convingerea că totul se poate și va fi bine. Chiar dacă este un drum deloc ușor, da, și un drum lung, de lungă durată, că
ca să revin la ceea ce spuneam anterior, această recuperare nu e de câteva luni, această recuperare este de ani, de zile și trebuie să ne adunăm toată puterea și forța ca să putem să reușim. Daniela, cum te-a schimbat Lucian? În primul rând m-a făcut mult mai sensibilă și vulnerabilă. Uneori chiar îmi vine greu să vorbesc, pentru că chiar despre el, despre situația în care suntem, da? Dar m-a schimbat și, așa să zic, dintr-o extremă în alta. M-a făcut mai încăpățânată, mai curajoasă, mai puternică, să nu fie rușine cum era înainte, ca să bată la ușa cuiva sau să rog sau să insist sau să telefonez, vă rog, acordați-mi timp sau să vin la o consultație de bunoară la un medic care este foarte solicitat. Și m-aș învățat să învăț despre autism, despre tot ce se întâmplă, da, pe interior, da, mă refer, cum ziceam, la intestin și alte probleme cu care ne confruntăm toți, pe care le avem, de fapt, toți. Cam asta. Daniela, aș vrea la final de emisiune să mai ascultăm o poezie. Da, genealogie. Viața asta o fi poate o pedeapsă pentru păcatele dintr-o viață edenică. Atunci când vine vremea, noi, viitoarele mămici, îi facem pe bărbații noștri mai iubitori. Și dacă rămânem singuri acasă, ne rugăm cu mâna pe burtă ca acolo, în ceruri, cel mai ales dintre voi să comită vreo borobață, ca apoi să coboare în pântecul nostru. Așa se întâmplă dintotdeauna și fiecare mamă îl naște pe cel mai frumos și pe cel mai deștept. Durerile facerii, nopțile nedormite și alte încercări nu contează, căci mai târziu se uită. Mulțumesc foarte mult, Daniela! M-am bucurat să te am aici alături și cu siguranță experiența ta va încuraja și alte mămici care trec prin situații similare. Mulțumesc și eu sper că atunci când iese o mămică și vorbește despre problemele ei, despre situația în care este, cumva motivează și alte mămici, pentru că eu la rândul meu tot m-am informat din astfel de interviuri și vreau să încurajez să o facă și alte mămici, pentru că sunt mămici cu experiență mai vastă ca a mea și alte care au fost, să vină să spună, să ne informeze, să ne motiveze, pentru că ar putea fi un exemplu. Da, așteptăm toate mămicile la Radio Vocea Speranței. Dragi ascultători, vă mulțumesc că ne sunteți alături. Vă reamintesc că am discutat cu Daniela Botnaru despre experiența ei de mămică. Dacă aveți întrebări, sugestii, ne puteți contacta pe pagina radioului revesie.md. Pace și armonie în familie să aveți!